La ora actuală constatăm că Basarabia este copilul furat și abandonat, care nu este nici cu cea care l-a furat, Rusia, nici cu cea de la care a fost furat, România. Casa pe care a încercat el să o înșghebe, Republica Moldova, este ca o casă de vădană, fără gard, cu acoperișul spart, în care podul curge, geamurile sparte și soba nu trage. Asistăm la eșecul statului autodeterminat în 1991. Republica Moldova, actualmente, este un stat palit. El nu mai poate fi resuscitat. Zadarnic încearcă Filip sau Candu să ne încredințeze că acesta respiră, anunțându-ne zilnic că oxigenul e pe drum, banii pentru pensii și salarii care nu-s și pe care urmează să-i așteptăm din partea României și de la Banca Mondială. Tot mai multă lume care judecă la rece își dă seama că pentru depășirea crizei permanentizate în ultimii 25 de ani, pentru ieșirea din această situație dramatică, există o singură soluție, una singură, reunirea Republicii Moldova cu România.